Suntem pe data de 4 februarie și am zis că teoria ca teoria, dar să facem și ceva practic. Așa că ce o să facem astăzi? O să încep prima dată să fac o mixură de uleiuri esențiale, dar vreau să precizez că ieri am vorbit despre aminoacizi. Acești aminoacizi sunt necesari pentru a ajuta albina să consume proteina, de a asimila proteina. Bun. Acum, următorul lucru ar trebui să vorbim un pic despre lipide, adică grăsimi. Aceste grăsimi sunt necesare pentru ca albina să asimileze mineralele. Ce putem folosi ca grăsimi? Eu folosesc uleiul de floarea soarelui, aproximativ 5% dintr-un kilogram, adică voi pune 50 de mililitri de ulei într-o anumită compoziție. Bun, dar până acolo să-mi fac eu mixura, că asta este important. Mixura de data asta mi-l fac din Wintergreen, 4 ml de Wintergreen aș vrea să folosesc. O să golesc aici să văd aceste măsuri. Au fix 4 ml aici. Mililitri, atât am și rămăsese în sticluță, 4 mililitri de Wintergreen. Bun. După Wintergreen trebuie să punem tea tree, 4 mililitri. Mai am aici un pic. Ar trebui să fac o comandă pentru uleiuri esențiale. Nu este o grabă foarte mare. Pun și aici 4 ml. Bun. 4-4. Și să mai pun niște lemongrass. În primăvară eu folosesc un pic mai multe de lemongrass. Undeva la 3 ml de lemon voi adăuga. O să accelerez un pic ponta, toate că o parte din apicultori nu doresc ponta, alții doresc ponta. Bun, eu prefer să le dezvolt. Bun, voi face mixura, după care voi reveni. Ce trebuie precizat la această mixură este că conține, la început trebuie să pui 300 de mililitri de apă, pui uleiurile esențiale, blendezi 5 minute, după care adaugi încă 700 de mililitri de apă și mai blendezi. Cei care sunteți nelămuriți, puteți să scrieți în comentariu dacă doriți ceva anume. Bun, eu o să termin de făcut mixura, după care voi reveni. Am terminat mixura. Acum o să o pun în cele două borcane. E gata. Este un miros din așa puternic aici în casă acum. Așa. Asta va rămâne așa, îmi prospătează aerul. Punem deoparte.
aici un pic. Următorul lucru care trebuie să-l fac este că să folosesc miere. Am văzut mulți că dau miere, da? Înțeleg că dă mierea la albinuțe, dar ceea ce nu înțeleg este de ce nu îmbunătățește acea miere dacă tot o dai la albine. Mai bagă ceva în ea, ceea ce voi face eu. Nu voi da foarte mult acum în prima etapă la albine. Am adus niște miere cristalizată. E bocnă. Acea miere, dar nu e nicio problemă, pentru albine va fi foarte bună. Bun, și din această miere eu o să pun aproximativ 2 kg e o miere foarte, foarte bună, polifloră, o să zic. Doar 2 kg acum la început, pentru a stârni albinuțile un pic, undeva în 2-3 zile o să-și facă zbor de curățire. Acesta m-am gândit să-l dau înainte de acel zbor. Ca să le stârnesc un pic. Le dau un pic de miere și ele se vor desface un pic din ghemuri. Cu toate că s-a mai încălzit acum afară. Avem 1 kg. Am cântărit mierea. Acum, pentru această miere, am gândit în felul următor să mai adaug. Să vă mai arăt ce mai adaug eu acum. Am aici niște polen. O să întreb tati dacă ai ceva întrebări. Vrei polen? Nu. Nu vrei? E bun polenul? Păi zici ceva important. Vedeți să dați like. Vrei să dea like oamenii? Mm-hmm. Da. Păi asta e cel mai important. Da? Doamne. Păi hai să le zici tu, că eu nu văd așa departe până la tine. Hai încoace. Hai, uite-te la ei și spune-le, hai să dați like. Că altfel păi nu se dea. Păi au dat, ca sigur. N-au dat. Hai de uite-te. Spune-le în cameră. Hai aici. Hai că mă uit eu și tu le spui, da? Da, zic tare. Spune. Uite, hai aici. Dați like, mă. Uite-te, uite-te. Dați like. Ați înțeles? O să se sperie acum dacă le zici așa. Nu? Înțeles. Bun. Deci continuăm cu rețeta și vom... Pune
100 de grame per kilogram de polea. Așa. Punem aproximativ 200 de grame total, la 2 kg. Acum, e de înțeles că acest polen are tot complexul de aminoacizi, da? Ăsta este un motiv pentru a folosi polen. Bun. Am pus polenul. Acum e de înțeles că începătorii nu au de unde să aibă polen, da? E mai complicat de procurat, să zicem așa. Bun, cântarul nu mai am nevoie de el. Așa. Aici mai îmi trebuie ceva. Aproximativ un gram de sare per kilogram. Eu pun așa două vârfuri de cuțit ajunge. Un pic de sare. Bun. Mai am aici mineralele. Acest borcan cu minerale o să ne ajungă, cred că, în afară de anul ăsta, încă cel puțin 2 ani. O să-l agit un pic, fiindcă mai are timor. Are și un pic de timor. Are magneziu, cobalt. Mineralele complexe. ml per kilogram. O să-i bag un mililitru la 2 kg. O să-i bag. Bun. Suficient. Acum următorul lucru, mai am nevoie de niște aminoacizi pentru proteina care este. Cum am zis, eu folosesc promotor. Chiar dacă cred că o să rămână singurul, mai sunt și alte alternative. Mult am bun de aveam promotorul ăsta. Promotor el. Eu bag 5 ml per kilogram. O să bag, înseamnă că 10 ml la această compoziție. Bun. Bun, deci nu e turtă, să nu înțelegeți că este o turtă. Bun, este doar o miere îmbunătățită. Deci, cum ați da unii miere cu lingura direct din butoi, eu prefer să mai adaug câte ceva în această miere pe care o dau. Bun. Am terminat cu aminoacizii și cu mineralele. Mai am nevoie de ulei.
ulei alimentar de floarea soarelui, 100 de mililitri, fiindcă e vorba de 5%, uleiul are undeva la 80% grăsimi. Cât ai bag? 100 de mililitri de ulei. Lipidele ajută mineralele să se asimileze. Bun. Și am să îi mai pun uleiuri esențiale. Și uleiuri esențiale, 25 de mililitri per kilogram, asta înseamnă 50 de mililitri de mixură. Această compoziție. Și cam asta este. Deci asta e tot ingredientele care le am pus. Ar mai fi un gram de acid ascorbic, dar nu o să-l pun acum. Ăsta acum trebuie amestecat, o să-l amestec. Am terminat de amestecat această compoziție. Cam așa arată ea. E miere cristalizată, îmbunătățită, da? Deci are de toate. Singurul lucru care îl voi face este că nu pun în pungi pentru prima dată și le voi da doar câte o lingură, două, aproximativ 50 de grame din această compoziție. Deci te duci și pui un pic acolo, doar de a le stârni. Deci așa voi stârni eu albinele pentru următoarele zile. Cam atât. Deci această compoziție are și aminoacizi, și un pic de proteină, și lipide, și vitamine. Și are și un pic de miere și pole. Bun. Cam atâta, deci cu așa ceva pot să mă duc și dacă vreau să o transform în turt, această compoziție, vin și adaug zahăr, pudră și o frământ până se îngroașe, dar va fi o turtă care trebuie băgată în pungi fiindcă se va moia, fiind făcută din miere cristalizată. Bun, cam atâta. Sper că vi s-a părut interesant. Până data viitoare, numai bine!